doubts are making it hurt. Tot ăsta de subtropical dau și plantele cățărătoare. Sunt vreo 12 specii de plante cățărătoare, dar cea mai deosebită e liana grecească. Se spune că nicăieri în lume nu se mai întâlnește cu stejarul în aceeași pădure. Vița de vie, sălbatică acolo, iedră, hamei, trandafir, dar asta e cea mai deosebită, liana grecească. E o mică bătălie așa, între copaci și plantele cățărătoare. Amândouă au nevoie de foarte mult soare să se poată hrăni. Și o mică, v-am spus, bătălie. Cine ajunge cât mai sus să prindă cât mai multă lumină. Vedeți că stejarul bătrân are nevoie de foarte mult soare să poată hrăni. Și ăștia bătrâni renunță la crengile de jos. Se usucă și cad. Și rămân numai cele de sus, care prind lumină. De asta mulți când văd stejarii au impresia că sunt pe moarte. Dar de fapt se spune că un stejar trăiește până la 1500 de ani. Ăștia la 6-700 încă sunt la prima tinerețe. Stejarul îngenunchiat, da? Din cauza ramurilor. A căzut cu două ramuri pe pământ, se zice că au prins rădăcini și de aici numele de stejarul îngenunchiat. Are undeva la 4-500 de ani, iar masa și fântâna făcute în 89 de paznicul de vânătoare și trei vânători. Ei erau cumva sponsorii mese și cei trei vânători din zona Târgu Jiu. De asta copii după masa plăcerii. Când s-a retras marea, au rămas dunele de nisip și lăsăturile. Din cauza pânzei freatice foarte înalte, în lăsături, nisipurile tot timpul umede. Și acolo a reușit să crească pădurea. Caraorman e un nume turcesc. Înseamnă pădurea neagră, pădurea întunecată. Pentru că e foarte, foarte deasă ca pădure, doar că ați văzut că nu e o pădure de întregul, sunt multe pâlcuri, așa, hazmace, le spunem noi, de pădure, foarte dese crescute în lăsături. Unde era mai înalt, din cauza vânturilor foarte puternice, n-a apucat nimic să crească pe dune. De asta le și spunea dunele mișcătoare de la Caraorman. În schimb, când au făcut fabrica de prelucrare a nisipului acolo lângă apă, inginerii din fabrică știau că o să aibă probleme la exploata din cauza vânturilor. Așa că au adus din Africa o plantă, noi îi spunem cârcel. Seamănă foarte mult cu usturoiul, doar că e mult mai micuță, crește foarte repede pe nisip, stabilizează duna de nisip și apoi vine și restul vegetației din zonă și crește pe dună și sufoacă cârcelul. El la un moment dat dispare, dar datorită lui dunele de nisip sunt acum stabile. Se spune că cârcelul a fost plantat acum 60-70 de ani pe dune. În schimb, efectele se simt de vreo 20-30. Eu când eram copil, tot ce vedeți aici era numai nisip, ca în deșert, fără pic de vegetație. Era mai spectaculos pe vremea aia să vezi dunele de nisip și pădurea lângă. E mai ok acum că nu mai sunt plimbate de vânturi. O să intrăm în pădure. Sunt trei stejari. Se zice că au undeva la 6-700 de ani.
Știți că se spune stejarul cât e de înalt, atât are și rădăcinile de adânci. Aici nu e cazul, ei își adâncesc rădăcinile în nisip 8-10 metri. După aia dau de-al doilea strat de nisip foarte sărat, se duc cu rădăcinile pe laterală. Și din cauza asta o să vedeți că prin forme ciudate, din cauza solului și a vânturilor puternice, stejarii prin forme ciudate. De ce se cheamă Pădurea Neagră? E un nume turcesc. Înseamnă în numele Cara. De ce se cheamă așa? Pentru că e foarte deasă. Dacă vă uitați la ea, e foarte, foarte deasă. Și turcii nu au locuit niciodată turcii, dar era sub dominanță turcă. Sunt preot paroh în această biserică care are hramul Sfântului Marele Mucenic Dimitrie Zortoru de Mir din septembrie 2008. Vă aflați într-una din cele mai vechi biserici ale Deltei Dunării, biserică care este făcută, care a fost făcută la 1875. Și ulterior a fost sfințită în 1878. Biserica este făcută pe structură de bârne de stejar, pe temelie de trunchiuri de stejar și făcută din paiantă. Ulterior s-a intervenit de-a lungul timpului, s-a izolat afară, cum ați văzut, cu un ambriu și aici, în interior, s-a pus un polistiren pentru protejare, cum ar veni. Catapeteasma a fost restaurată anul trecut, în luna noiembrie. S-a păstrat specificul zonei, albastru cu auriu, iar icoanele prasnicale, adică începând de la nașterea Maicii Domnului, aceea din colț, terminând cu Sfânta Treime, cea din colțul celălalt, și cu cucina cea de taină și cele de pe ușile împărătești, sunt icoanele originale de pe catapeteasmă, sunt icoane de la 1854 și au fost restaurate și puse pe această catapeteasmă nouă. Dar practic eu le-am găsit aceste icoane în cafas, într-un cufăr. Cafasul e ceea ce vedeți deasupra dumneavoastră. Le-am găsit și am vrut să îi dau o chestie de autentic, o chestie de vechi la catapeteasmă și atunci am preferat să le restaurez.